nimeni nu e mai important în acest partid. Eu cred că și ultimul membru, acela de la, nu știu, Comuna X, ultimul membru numeric, așa, nu ca valoare, este foarte important pentru partid. Nu există autoritatea aceea geniului cotrocenist tipul acesta, chiar conducerea actuală pe care o avem la nivel de conducere centrală, este o conducere care, mă rog, lasă loc dezbaterilor. Mai sunt ieșiri din decor. Știți bine că la un moment dat eu sunt, am câte o ieșire de tipul acesta. Nimeni nu mi-a reproșat. E punctul meu de vedere, opinia mea. Dar, în general, punctele acestea nu le iau de capul meu. Eu consult mare parte din activul de partid. Am făcut și sondaje. Sunteți de acord să intrăm, nu sunteți, și așa mai departe. Și ce au răspuns? 99% nu. Simt că gândesc bine totuși la Argeș. Și acesta este papus punctul de vedere. Sigur, la un moment dat intervine și latura cealaltă. Dom'le, totuși, dacă am conduce noi ostilitățile, de ce să nu mergem? La urmă, este cel mai important partid al României. De mult timp, de foarte mult timp este cel mai important. Dar e un moment propice? Aici e o problemă de a-ți asuma sau nu actul guvernamental. Sigur că nu e un moment propice. Sigur că lucrurile sunt devastatoare. Sigur că la ora aceasta toate acțiunile întreprinse de irresponsabili aceștia care au condus România, îmi cer scuze, geniile acestea care au condus România ne-au dus în situația în care suntem. Când vii președinte de țară, prim-ministru și spui că vaccinarea este un mare succes la nivelul lunii iunie, când vii și spui că gata, am scăpat de pandemie, când mai povestești așa câte ceva, că vezi, domnilor, s-ar putea valul 4, nu știm, acolo, pe undeva, când tu nu ai făcut absolut nimic pentru a găsi acele antivirale, când Ungaria, că tot dau exemplul acesta, nu sunt un mare suporter al, dar nici nu pot să fiu atât de încorsetat în mentalul meu și să spun că, vezi, domnule, ăia nu merită nimic. Nu, luăm ce e bun. Când au trei fabrici care produc antivirale, când tu în România ai cerut Agenției Naționale a Medicamentului, dați-ne, domnule, aprobare să facem și noi aici, în România. Când irresponsabilul ăla, ce să-i spun? Să-i spun genialul ăla, declară cu nonșalanță că nici n-a știut că nu știe pe unde a pus hârtia aia cu solicitarea. Oameni care fac parte din Guvernul României, au făcut parte din Guvernul României. Când tu pe NRR-ul spui că e un mare succes, te adresezi unor idioți, că n-ai cum să adresezi unor oameni inteligenți. Când 14 țări deja primesc bani pe PNRR, accesează bani, tu la ora aceasta nu faci nimic și spui că e un mare succes, păi ce minte? Eu chiar îmi pun problema, cu tot respectul pentru cetățeni, în afară de cei care au interese financiare, pecuniare, cu gașca asta de conduce România, care mai sunteți aia, domne, care îi duceți la 20%? 18-20%? Hai să fim serioși. 18-20% se la cașcaval cu ăștia? Cu prăduielile alea, cu măști, cu prăduielile alea, cu izolete, cu nenorocirile alea? A, sunteți protejați, nu vi se întâmplă nimic. Că banii au ajuns pe nu știu ce firme, până Germania, până Franța, până nu știu pe unde. Și vi se pare că e normal. Băi, cetățenii ai României, nu vă supărați. Într-o zi vom constata cu toții că suntem căzuți, suntem pe burtă și ne merităm soarta.